20 iunie 2024. Aici am o colonie care a roit. Această colonie a roit și i-am lăsat o botă acum vreo 2 săptămâni. Vă dați seama cât de mare a fost roiul din această colonie dacă arată așa la ora actuală, deci e măricel, e mare. Mă interesează cuibul acestei colonii, să văd dacă are matcă împerecheată. Teoretic ar trebui să fie, deci vă dați seama ce dita mai colonia. Și dacă a început, dacă n-are matca, deci dacă n-are matcă, o să fie o problemă sau, să zicem așa, pentru mine o să fie un, cum zic ăștia pe YouTube, o provocare. E o provocare. Pentru aceste colonii, oricum sunt ele, pe care au rămas cu albină mai puțină, da, poate puțină albină. Și acum atunci, bine, el aduce nectar, așa că nu mai are albină tânără. Hai, punem aici rama, dar încet, încet trebuie luate măsurile antifurtișag. Bine, acum o să iau fiecare ramă în parte să văd, mă, s-a prins ceva, dacă n-are matcă. Deci, aici sunt doar rame cu miere. După ce a roit, ăsta n-a mai excelat. N-a mai excelat, în schimb mi-a lăsat multe, multe rame cu miere. Miere ce pot să o folosesc la roișor sau pot pur și simplu să o extrag. Iată ce de miere. El nu este nici în 6 rame de albină. Nu este. Nici vorbă. Mi se pare că plânge o matcă. Dar de ce să plângă după 2 săptămâni o matcă? O aud că plânge. Iată ce haos. Ce haos când roiește o familie de albine. Asta ramă cred că o să o fi scot. Deci ce haos se creează după ce o colonie roiește? Pe mine mă miră că plânge o matcă. O aud foarte bine. Cum e posibil să plângă matcă după 2 săptămâni? Teoretic roiește, da? Se plânge o matcă, înseamnă că e 2. Sau ce probleme ar putea să mai fie să plângă o matcă? Mai există și acea posibilitate ca acea matcă să nu fi ieșit la în perechea.
Aici aprinde și o aud. Ce s-ar avea de gând să ruiască, vă dați seama? Eu nu se gândește imediat. Deci nu se pune problema unei măci împerecheate. Toată treaba mea este acum să caut acea mască pe unde plânge și mai grav, de ce plânge. O, aud foarte bine. Gata, am văzut situația, deci dacă o mască prinde, există botcă. Vedeți nebunia aici. De aici a ieșit. Aici avem o botcă ce trebuie să iasă. Degeaba nu plânge ea. Bun, o să pun această ramă deoparte, deocamdată, o pun deoparte, am aici o cutie. Eu știam că i-am lăsat o botă, dar iată, surpriză, și mă tem se împerechează până nu își elimină concurentele, sau roiește, sau ar roi a doua oară. Deci, iată ce păgubos poate deveni o colonie care a roit. Acum, cred că am venit la timp pentru a elimina concurentele. Iată aici avem bot. De ce ea plânge ea pe undeva? Nu putem să mă închipui că mai... Adică în cazul albinelor e destul de dificil. Ea tot timpul își face boci. Face și boci de salvare pe lângă cele de roire. Eu pe aceasta i-am lăsat aici și așa mai făcut de salvare. Problema e că eu văd două eclozate, dar fiindcă a roit, ar putea să fi mai avut. Toată treaba mea e să găsesc acea mască. Iată, i-am scos botca. I-am scos acea botca acum. S-a făcut liniște. Vai de mine, ce problemă. Ce problemă. Eu credeam că deja am mat în perecheată și ea este la un prag de aroi. Încă mai plânge măcuța. Este de lucru la această colonie să iei, să te uiți atent. Să vezi prezența bocii. Eu consider că le-am eliminat acum. Vă dați seama că ăsta dacă mai roiește o dată, e gata, n-ai ce să mai aștept de la el.
plus că e matcă slabă. Aceste măci de roire sunt slabe. Iată acea colonie din filmul anterior, ce fain s-a dezvoltat. O colonie care a roit, acum 2-3 săptămâni a roit. Eu credeam că rămâne cu o matcă și se rezolvă. Dar ce se rezolve? Că și-a făcut albina boci de salvare. Iar cele boci de salvare, iată, după 2 săptămâni, sunt la un prag de a roi din nou. S-ar putea să roiască. Deci asta... Acum nu știu. Încă o aud că plânge, nu-i pe această ramă. Nu știu motivul pentru care mai plânge, s-ar putea să mai fie boci. Albina se pricepe ce... Gata, am văzut de ce plânge. Mai am o ramă cu o botcă aici, o elimin și pe aceasta. Sunt măci care... Deci aici a fost, am turtit-o, fiindcă am mai pățit și așa că... Am vrut să o stric, trebuia să eclozeze și a fugit pe ramă matcă. Bun, am eliminat-o. Totuși m-ar interesa să văd acea matcă care ouă, depune ouă. Da, îi depune ouă, nu depune ouă, prostie, cum se depune ouă, care plânge. Oh, oh. Bun. Dacă ăsta azi roia, de exemplu, n-am venit la ea cu gândul să o găsesc în acest stadiu, am venit cu gândul să fie totul în regulă, matcă împerecheată, mă rog. Dar el este pe punctul de plecare. Aici plânge, pe această ramă. Sigur are el, ia undeva o botcă, fiindcă e puiet. Gata, am văzut o matcă lungă. De ce mai plângi tu? O las aici. Îi caut botca. Eu distrug, că nu știu de ce plânge. E o matcă faină, mare, dar cred că am văzut. Am văzut că pădânița plânge de rupe, dar... Să văd de ce. Să vedem de ce. Asta e problema cea mare. Hai, dar ce tare plânge o au. Din păcate nu cred că se aude în filmarea. Dar treaba mea e să descoper acele boci. Dacă nu găsesc toate bocile, e bai mare. E bai mare. Arată bine masca, consider că este prima.
aș putea să iau această ramă cu matcă. Să fac un roișor cu ea, cred că asta este ideea cea mai bună. Este aici matcuța. Bun, știu că nu va pleca de acolo. Ca ăsta să nu roiască, voi forma un nucleu, mai am acolo o ramă cu o botcă și dacă rămâne fără matcă, atunci pot să vin și să unesc cu o matcă, dar pentru acest lucru să vin aici la nucleele astea de împerecheat. Da, nu știam sigur unde mai am locuri. Se vedeți nebunie. Deci, dacă tot am descoperit că mi-e teamă că va roi și mai bine o să aduc matca aceea. Deci, aceste rame. O aduc pe matca respectivă aici. Mă, dacă se împerechează, este o matcă de rezervă, fiindcă s-a tot întâmplat lucruri în ultima vreme. Așa, deci aici avem loc. Mă duc și o aduc pe mătcuță. Și așa procedez. Așa am gândit acum pe loc. Așa am gândit-o pe loc. Ca să fiu sigur că nu roiește. Deci o aduc pe matcă cu rame, cu tot, o pun aici. Așa. Acum nu mai are cu ce să roiască, adică cel puțin nu o să-mi ia jumate din albine de acolo. A durat un pic, că am căutat să-i aduc și o ramă cu mâncare. Nu știu exact în ce situație se va împerechea, abar n-am. Scopul era să o scot afară de acolo, să nu cumva să-mi plece roiul azi. Că era terminat, nu mai aștept, de la când dacă roia. Mai trebuie aici o folie, dar ne descurcăm așa. Bun. Cele rame, nu știu dacă mi-e în cape. Pun una aici și mai am un loc în caz că se mai întâmplă așa ceva undeva. Bine, avem. Iată, am făcut un nucleu. Dar acolo
îi dau rama cu o botă înapoi, este o botă ce trebuie să eclozeze. Aceasta fiind în călduri tare, această mască plângând, nu știu dacă sesiza ea la timp lipsa măcii, bocilor, ca să se împerecheze, așa că mai bine am pus-o într-un nucleu. Acum cu acea ramă cu botă care am pus-o eu deoparte, e aici, trebuie să iasă. Deci aici avem o matcă și o las aici. Deci avem o botcă, nu știu dacă s-a văzut, hai să vă arăt. E o botcă mare, deci nu este ceva, iată, în această zonă. Acum trebuie să iasă deja roade, roată, este roz. Bun. Foarte fain, e foarte fain norocul meu că l-am prins. Acum albinele plâng, le aud că plâng. Ele au sesizat repede că le-am luat acea matcă. Au sesizat repede, așa că... Astea vreau să răiască, nu știu cât este ceasul, noroc că le-am prins, deci e un noroc enorm când prinzi așa. Deja se împărțise albina, de aceea plânge. Se împărțise albina, era gata de plecare. Bine, eu acum nu-i fac altceva decât să reorganizez un pic aici treaba, cuibul. Pot să-i pun o diafragmă. Da, am creat haos acum, fiindcă erau pregătite de plecare. Și nu mai pleacă, gata. Superbă treabă. Din păcate nu general, adică nu poți să te axezi pe așa ceva, fiindcă nu prinzi. Singura șansă este să poți umbla la o astfel de colonie care e în pragul roitului. Să umbli la ea dimineața înainte să roiască. Dar plânge acea matcă, ce era de ea. O las în pace, în câteva zile se va împerechea, sper. Că se poate pierde, nu e nicio mare scofală. Aici ai punem o diafragmă. O să limitez un pic cuibul, nu are el atât albina. Iar cuiburile acestea nu prea sunt păzite, cuiburile de albine care nu au matcă împerecheată. Dintr-o dată s-a schimbat structura coloniei, s-au supărat într-un fel. Matca se poate împerechea liniștit în noua locație. Așa. Deci mai mult nu-i mai fac. O să revin la el peste 10 zile. Azi eclozează matca, 4 zile
se va maturiza. Cealaltă care am luat-o de aici se va, e matură deja, aia deja era pregătită de zbor. Aia deja știa să zboare. Deci a ieșit cu câteva zile mai repede. Ea trebuie să depună ouă într-o săptămână de să aibă larvă. Dar sunt doar regine de salvare, adică acea e de roire și aceasta pare de roire. Dar au fost multe boci trase de salvare. Și acesta este un impediment a roirii. Foarte mare impediment. Asta era colonie de producție. Și odată intrat în frigul, vedeți ce s-a întâmplat. S-a făcut praf și pulbere, n-a mai rămas nimic. Deci, praf și pulbere s-a făcut. N-a mai rămas nimic de el. Nici matcă împerecheată, roiul nu l-am prins. Acum era să se mai înjumătățească încă o dată. Da, acestea sunt roiurile naturale. Îți distruge o familie. Bine, acum treaba mea e să selecționez acest lucru. Să-l notez, mă, ăsta e de roire și gata. Bun, iată ce zi. Bun, eu mă duc mai departe, mai am câteva nuclee roiuri de verificat. Până la următorul film, numai bine!